Vizualul e foarte important în felul în care mi-am definit imaginarul, în felul în care mi-am definit sursele de modelele, sursele de inspirație. Pe de o parte, Virginia Woolf este un autor, o autoare care m-a marcat și care m-a inspirat foarte mult, în special valurile. Valurile pentru mine reprezintă capodopera la care aspiri, care mă hrănește, care e o sursă foarte puternică. Pe de altă parte, elementul vizual pe care mă concentrez mai mult în roman provine o reminiscență a formării mele și educației mele de la Londra în istoria artei, în istoria istoriei artei. Și ideea de analiză vizuală și de multe ori atunci când scriu, sunt două lucruri pe care le fac. Încerc să ascult foarte multă muzică înainte ca să captez un fel de scenă, mai ales în partea în care redactez în mod mai cu mai multă răbdare, mai constructiv. Asta este a doua etapă. Prima parte era cea visceră, am spus. Și în a doua parte, muzica mă ajută foarte mult și îmi închipui un tablou pe care îl descriu, pe care îl analizez, imagine cu imagine, punct cu punct, ceea ce și fac în viața de zi cu zi, explic tablouri și sculpturi oamenilor. Și în multe din pasajele și din secvențele romanului am folosit această tehnică, mai ales în elementele de vis, partea de oniric din roman e foarte vizuală, sau așa am conceput-o eu cel puțin. Mi-a plăcut cel mai mult din carte, mi-a plăcut capitolul al șaptelea, cum l-ați scris, cum l-ați gândit. Este, dacă nu mă înșel, că nu rețin de fiecare dată numărul capitolului, despre moartea bunicii Mariana, care este povestită din perspectiva celor două personaje, mama Liniara și Ada. Ideea de alternare a perspectivei este importantă în tot romanul și m-a interesat. Un prim titlu pe care l-am avut în minte a fost Anamorfoza nebuniei. Am renunțat la acest titlu fiindcă este foarte tehnic, este o altă reminiscență din istoria artei și este un cuvânt care practic înseamnă o figură aparent deformată, care nu are sens dintr-un anumit unghi. Sunt, de pildă, reprezentările de pe vasele grecești sau... Exact. Au un sens din alt unghi. Și asta m-a interesat foarte mult. Ceea ce are sens o anumită situație, eveniment care poate avea sens din perspectiva unei persoane, din perspectiva unui personaj și care nu are sens din perspectiva unui alt personaj. Și lucrul acesta am încercat să-l am încercat să explorez această structură în cadrul unei familii în care pot exista conflicte, mai ales între generații. Și a devenit o structură generală. Apoi, în acest capitol pe care l-ați menționat, nu am vrut să... nu vreau să fac spoilere acum, însă nu am dorit să descriu suferința persoanei pe patul de moarte și așa cum vede persoana respectivă ultimele momente, fiindcă nu aș ști cum să o fac. Însă mi s-a părut interesant să descriu acest moment, această traumă, această catastrofă în sânul unei familii din diferite perspective și în același timp, nu știu dacă ați remarcat, m-a interesat foarte mult
ceea ce se întâmpla în rest, în acel moment, fiindcă Ada își aducea adesea în curte, își aducea aminte de copilărie și este foarte greu să creezi un fel de conexiune între evenimentele, între trecutul, nu știu, timpul pastoral, bucolic din al copilăriei și prezentul, prezentul degradat. E în același timp și o carte a, de maturizare, în care toate personajele trec printr-un proces de maturizare și de fiecare dată maturizarea presupune o cunoaștere a morții, o întâlnire cu moartea. Moartea este cea care arată cum e plămândită lumea. Ada, după prima înmormântare pe care o vede, îi dispar îngerii care apăreau pe, pe televizor. Moartea aceasta este, este un fel de, întâlnirea aceasta cu moartea este un fel de pregătire pentru singurătate. Cam așa l-am gândit. Prima moarte, prima înmormântare are loc în primul capitol. Este un moment de dezvrăjire, cred, și un moment care te, care te împinge înspre ceva mai lucid, o etapă a vieții în care nu mai există miracole, nu te mai veghează îngerii și înțelegi cum funcționează lumea și ciclul viață-moarte. Începi să accepti răul sau... Răul și contradicțiile interne ale lumii până la urmă, fiindcă această fetiță începe să se gândească de fapt cum stau lucrurile și ce i s-a spus până acum și lucruri cu lumea de apoi și îngerii din cer și multe lucruri nu au sens atunci când stă și le analizează și observă comportamentul bocitoarelor la înmormântare și și comportamentul soției defunctului. Da, e un moment de... e un prag.